istoria rockului. Ca în fiecare zi de duminică, Lenzi Chiriac vă spune bun găsit aici la București FM pe 98,3 sau la bucureștefm.ro. A început o nouă ediție emisiunii Istoria Rockului, vom fi împreună până la 1 noaptea și vă spun încă de la început că în primele două ore vom discuta despre rockul românesc din zona underground, însă cel din perioada anilor 80. Alături de mine este un veteran în domeniu, Mihai Manea, pe care mulți îl cunosc drept Croco. Iar după știrile de la ora 23 veți avea și un program cu foarte multe noutăți discografice, majoritatea în premieră pe posturile de radio din România și o să aveți câteva surprize. Iar după știrile de la 12 noaptea va intra în calcul albumul săptămânii. Așadar, până la ora 23 vom vorbi despre undergroundul autohton anii 80. O să mai avem astfel de emisiuni și în viitorul apropiat aici la Istoria Rockului și spun bun găsit, Croco, în această ediție Istoria Rockului, în care de altfel tu ai mai fost acum vreo 3 ani, cred, 4 ani, atunci când am discutat de asemenea despre acea perioadă anilor 80. În ultimii ani am tot făcut emisiuni legate de undergroundul românesc. E adevărat că majoritatea au fost legate de anii 90 și de ceea ce s-a întâmplat după 2000, deci destul de actual. Rare ori am vorbit despre acea perioadă. Bineînțeles că mi-ar fi plăcut să fac și despre anii 70, însă nu știu cu cine aș putea să mai vorbesc din acea perioadă care a prins destul de bine, dar măcar anii 80 am prins și eu, așa că îmi aduc aminte cum se punea problema în zona undergroundului autohton și mă refer nu numai la partea de București, ci la întreaga țară. Croco, hai să facem așa o mică istorie și să-mi spui... Tu ai prins și anii 70. Care a fost efectul sau cum te-au surprins începutul anilor 80 legat de ce ai prins tu în anii 70? De obicei știi când se schimbă deceniile, se schimbă și muzica, se schimbă și oamenii și ai așa niște treceri. Cum au fost trecerile între anii 80 și brusc anii 90? A fost cumva cu totul altceva. Bun găsit, ascultătorilor, în primul rând să aveți o seară cât mai plăcută și să știți că nu a fost o trecere cum a fost cea între anii 80-90. Trecerea a fost destul de lină. Existau trupe, exista underground, existau scule pe care de multe ori le împrumutau unii altora. Deci era oarecum o uniformizare a sound-ului, dar după 82-83 a început să pătrundă mai multă muzică de afară, să fie ascultat aici, vorbesc de București, și atunci s-au schimbat și stilurile și modul de abordare a creațiilor. Da, să spunem că practic până în 80 toate trupele sau majoritatea trupelor cântau așa un pic bătrânește, un pic oldies. Iar începând cu 1980 a apărut un nou val de trupe tinere care erau cumva axate pe alte sonorități. Avea o formă mai dură a creațiilor. Mai dură, da. Era perioada de aur a genului heavy metal, era încă o perioadă destul de bună pentru punk, era o perioadă destul de bună pentru combinația de hard and heavy. Și în general trupele, și asta e vorba, am zis, nu e numai de București, intraseră într-o zonă mai neapărat mai supărată, mai heavy, mai dinamică, mai show-urile erau un pic altfel, cu
multă mișcare pe scenă, că ți-aduce aminte, în general, trupele mai vechi se urcau, se puneau și stăteau pe același loc, nu făceau unul. Legați de microfon, exact, trombarul se mișca foarte puțin, instrumentiștii între ei nu se deplasau sau nu se apropiau unul de altul. În 80, să nu uităm, marea șansă a fost că au început să vină foarte multe trupe de afară și atunci trupele noastre au mai văzut câte ceva. Cei din zona, din apropierea Ungariei, au văzut foarte multe trupe care veneau în zona aceea și au mai învățat, au mai... Metropol, când a venit aici, a venit cu un show extraordinar în polivalentă, cu flăcări, cu vopsea fosforescentă. Deci, ideea de show deja luase proporții destul de bune. Și circulau totuși câteva casete video și atunci am mai învățat ce înseamnă mișcare, ce înseamnă să te duci către tobar, cum să stai cu chitara, basistul ce să facă cu basul. Da. Bine, îmi aduc aminte că în prima parte a anilor 80, practic, și să spunem asta, că spre deosebire de ce se întâmplă acum sau de ce se întâmplă în ultimii 20 de ani, trupele aveau un pic mai mult ajutor din partea, să zicem, a statului. Adică prindeai o sală de repetiții la o întreprindere, la o fabrică, la o casă de cultură, la o cantină, la o cantină și așa mai departe. De obicei, cam cei mai mulți nu plăteau, dar trebuiau să presteze, un program artistic. Un program artistic când făcea... Le știu respectivă. Foarte bine că trupa de care mă ocupam în perioada aceea, Baroque Group, avea sediu la Universal Club, unde exista și Columna, exista și Dida Dragamonolit, exista Atis, existau, eu știu, Incognito, și de fiecare dată pe stadionul Metalul se făcea acel festival al primăverii sau al toamnei, în care noi trebuia să ieșim și să prestăm serviciile de rigoare, ca și în club, unde erau întâlnirile în fiecare joi, sâmbătă, duminică, și trupele trebuiau să cânte acolo, ceea ce era foarte bine, pentru că până la urmă făceai și niște repetiții cu public. Da, ca să mai spunem că erau foarte multe cazuri, mai ales la trupele tinere, care primeau și ceva instrumente din partea... Da, cluburile aveau. Clubului, când aveai o Vermona, să știi că stăteai foarte bune, da, foarte bine ca și... Bine, sculele erau proaste, da. În perioada aceea era bine să ai o Vermona. Da. Totuși vezi cum se schimbă vremea. Acum ai probleme cu sala de repetiții, greu găsești și clar că trebuie să o plătești. Ai scule de toate felurile, ai practic absolut tot ce vrei ca să poți să faci muzică. Și n-ai unde să cânți. Și nu prea ai unde să cânți, nu prea mai vine lume... Nu prea te mai difuzează nimeni la radio, nu mai zic de TV. Practic ești într-un underground cu scule de mii și mii de euro, cu, cum să spun, cu posibilități infinite de a te promova, pentru că, hai să spunem, cum era, de exemplu, în anii 80. Era o trupă tânără care, să zicem, avea un repertoriu, în general știi cum era, repertoriul unei trupe tânere era... Să zicem, aveau 10 piese, 7 erau cover-uri și 3 compoziții proprii. Și ca să intri în radio, să imprimi sau la Electrecord, trebuia neapărat să ai și o piesă sau două cu cântec drept spre pace, pacea în sus, pacea în jos. Da, da, așa e. Dar cum intrai în radio să înregistrezi? Sau cum intrai în TV să înregistrezi? Că de Electrecord nici mai vorbim. În primul rând trebuia să ai o relație. O relație, vă spun cum am intrat noi în radio și am imprimat, aveam mâinile ocupate și am deschis ușa cu piciorul. Și așa am reușit să ajungem în studio 6 ca să facem niște imprimări cu niște redactori muzicali. Asta se întâmpla când? În 82. În 82? 3, da. Deci voi nu știați pe nimeni în radio? Nu, nu. Și cum ați venit la poartă? E, nu chiar... Prin intermediul altor prieteni care au imprimat, ne-au spus care este formula magică și ce să pregătim și cum să pregătim. Atunci nu ci lucrau bani. Aha. Da, bine, eu mi-aduc aminte,
nu știu acea perioadă, dar știu când am venit eu în radio, era un... Bine, nu mai era așa de bine ca în 82, adică volumul se redusese foarte mult, dar știu că trebuia să ai obligatoriu compoziții proprii cu text în limba română. Da. Trebuia să te duci care la redacție. Era curățat înainte de imprimare. Da, da, trebuia să trimiți textul în 3 exemplare. Redactorul spunea, da, domnule, e ok textul. La muzică nu prea se băgau, că oricum nu prea se cânta, da, așa supărat. Da. Și redacția muzicală știu că avea un fel de, nu știu cum să-ți explic, un fel de barem pe lună, domnule, trebuie să promovăm cinci formații vocale, instrumentale, cum se numeau. Da, dar nu erau foarte multe acceptate în sensul ăsta. Deci erau 5. Dar din astea 5 trebuiau să vină, să poată să pătrundă pentru a fi. Baremul ăsta, normal că la ușă erau 10, 15, 20 de trupe, mai mari, mai mici, mai cred că existente sau nu, dar se făcea o selecție, exact. Da. Și de aceea era baremul ăsta de 5-6 trupe care aveau posibilitatea să imprime, dar în baremul ăsta intrau și trupele consacrate. Da, nu mi-aduc aminte ca exact. Și, știu că... ca și ore de imprimare. Da. Studio. Deci mi-aduc aminte înainte de 89, stăteam când veneam la servici să-mi auzeau chitare așa din studioul 6 și intram și o să mă uit să văd și erau, pe unii știam, pe unii nu știam și mă interesam cine sunt. Dom'le, uite, avem, ne-a dat spațiu să tragem 3 piese și în ziua aia în care le trăgeau se-și făcea și mixajul și se dădea săptămâna viitoare la emisiunea X. Cred că multe se dădeau la dimineața. O melodie pentru fiecare, în perioada 83-84. Da, nu, nu erau emisiunile de dimineață cu dedicații, adică trimiteau oamenii scrisurile respective, telefoane, nu? Și erau dedicații în care se solicitau anumite trupe, dacă se solicitau, dacă nu, redactorul cu care a imprimat și promova piesele pe care le imprimase el cu trupa respectivă. Cumva, dacă tot înregistrai pe banii statului și se pierdea ceva timp și așa se angrenau o serie de oameni în domeniu, da, trebuia cumva să le difuzezi tehnică, exact, categoric. Ca să justifice de ce categoric, e făcut. Deci voi așa ați ajuns în 82. Câte piese ați tras? În 83. În 83 am tras 3 piese, după care la un an am intrat din nou și am imprimat încă 4 piese. Tot în studioul 6? Tot în studioul 6. Cele 4 le-am imprimat cu Șerban Georgescu. Au fost și niște aventuri. Abia venise mixerul în studioul 6. Nu era calibrat și la un moment dat, la 2 piese... EQ-ul s-a blocat și n-am mai avut decât în alte medii superioare și medii și joase nu mai erau deloc, nu mai pornea și s-au imprimat așa. Se întâmplau și chestiile astea tehnice. Da, eu mi-aduc aminte că totuși chiar la finele anilor 80 erau, trăgeai pe 4 piste, doar atât. Da, așa e. Bine, acum da, s-a se putea jongla cu ele, pentru că trăgeai cele 4 piste, după aceea se treceau cele 4 pe 2, ca să tragi voci separat, se jongla cu ele. Uh-huh. Hai să ascultăm și ceva muzici, pentru că până la ora 23 vom avea și ceva sonorități din rockul autohton, doar compoziții din anii 80. Trupe care acum par așa cât de cât mult peste medie, dar în acea perioadă erau underground total. Trupe care însă aveau așa un farmec în varianta live și am ales pentru început Voltaj cu Alerg, o piesă trasă, dacă nu mă înșel, tot aici în radio în februarie 1987. Hai să ascultăm la istoria rockului, apoi revenim cu Croco. Thank you.
Am avut voltaj cu alerg, adevărat că s-a mai deteriorat banda între timp, e o înregistrare veche care n-a fost păstrată așa cum trebuie, am preluat-o prin 90 și am găsit așa un pic cam șifonată, am mai restaurat-o, dar măcar așa pentru istorie. Oricum o să mai avem câteva chestii drăguțe de ascultat până la ora 23 și hai să continuăm discuția despre underground-ul anilor 80, așa cum am spus. Începând cu 80, scena s-a schimbat un pic, noile trupe au venit cu un alt suflu, cu altă estetică, cu altă estetică, imagine încercau lucrată. Și se agitau să mai facă așa show, să mai vorbească cu publicul, că înainte, știi cum e, eu am prins multe trupe din anii 70, care, așa, acum vă prezentăm piesa cu tare sau a fost piesa cu tare și acum vă cântăm piesa cu tare, știi? Compusă de mine. Da. Începând cu 80, lucrurile s-au mai schimbat. Trupele erau, așa, ți-am zis, mult mai dinamice. Se mai diversificase un pic zona, că începuse și New Wave-ul. Mai erau și spre punk. Și înspre punk, adică cumva cât de cât trupele erau așa mai un pic mai diverse, dar bine, per total majoritatea din noul val erau cu hard and heavy, cam asta era baza. Totuși erau mari probleme cu sculele, practic nu găseai nimic de cumpărat. Când ești tânăr, știi cum e, e greu să-ți cumperi o chitară bună sau un set de tobe ca lumea. Un set că de erau... tobe, da, în perioada aia 70.000 de lei, care însemnau o Dacia 1300. Adică ăsta un set de tobe bun? Da, un set de tobe Tama, de exemplu, era la 70.000 de lei. Adică, schimb, dădeai o Dacia, puteai să iei un set de tobe. Oh, mult de tot era. Era 30.000 de lei un DVD, un... video. Un video, da. Știu că o chitară bună, nu chiar top, dar o chitară bună era vreo 10.000 de lei, 10-15.000 de lei, care iar era foarte mult. Să spunem că salariul în general se învârtea cam la 2.000 de lei. 2.000 până în 7.000 cei care... Eu mă refer la... Da, eu mă refer la tineri. Media era la 1.500-2.000 de lei. Deci trebuia să muncești un an de zile să-ți iei o chitară. Da, categoric. Deci, una din trupele care într-adevăr au avut scule foarte bune a fost Columna, cu Chițu, avea amplificatoare Marshall, avea mixer Soundcraft, avea efectul de voce pe ei, bandă. Da, Crocodile, ei aveau sculele alea când aveau anumită vârstă, da, având o activitate, dar când aveau și 18 ani... Ca și tineri, nu. Asta dar, spune, era foarte greu. Și trebuie să amintim că, de fapt, underground-ul în anii 80 era de două categorii. Era underground-ul clasic, da, al trupelor tinere, și underground-ul, cum să spun, de suprafață. Adică erau trupele de genul Romanticii, Savoi și celelalte trupe care erau susținute de către formele de partid sau de, eu știu, instituțiile de cultură, agreată de către CCUTC sau de către partid și le cumpărau sculele respective. Prima instalație adevărată de sunet a fost adusă la ansamblul artistic UTC de Nicușor Ceaușescu. Da, știu. Cu două mixere Soundcraft, cu microfoane Shure, cu amplificatoare Crest, boxe profesioniste, lumini, Deep Par 64 și toate, cu dimere, cu tot, absolut tot. Crossover și și veneau, de exemplu, Liviu Tudan venea și măsura, de exemplu, stâlpii de lumini ca să-și facă și el pentru luminile lui. La noi, la trupa Baroc, de exemplu, noi ne-am făcut luminile și instalația noastră de sunet pe AU, dar să trăiască, eu știu, intersecțiile cu semafoare, că pe multe le-am lăsat fără. Da, problema... Croco e că foarte multe trupe tinere din acea perioadă, mai ales din prima parte a anilor 80, aveau probleme mari cu sculele. În general, îți luai o chitară Regin și o mai bibileai, mai te chinuiai să-ți cumperi niște corzi, pentru că, în general, să spunem, erau în magazine nu se găsea mai nimic, nu, și trebuia să ai o pilă relație. În general, ori aveai o rudă
și atunci era totul rezolvat. Aducea și pentru alții chiar. Așa, sau trebuia să ai niște pile, că de obicei cei care mai făceau comerț cu astfel de scule erau cârciumării. Cârciumări, trupele mari care ieșeau. Bine, Olanda, și trupele mari, da, care ieșeau și cântau afară. Bă, știu, dar tu aveai la, nu știu, la 17 ani, știi tu vreo trupă mare, nu te băga nimeni în seamă. Nu, sub nicio formă. Asta zic, adică era greu să găsești și curs de chitară. Sau să ai banul necesar să apelezi la unul din oamenii care făceau amplificatoare. Da, acolo era mai aici, simplu. Da, era mai simplu. Tehnicus, da. Era celebrele amplificatoare... Da, erau mai mulți. Cum se cheamă? Nu, dar era unul celebru care zicei că e Marshall 100%. Da. Stai că am uitat cum îl cheamă, o să-l spun imediat. Era, nici nu te prindeai. Da, da, da. Știi? Și chiar și bucățica de plastic. Da, da, da. Era foarte bine, ca... da. Uite, nu mai țin minte exact, dar o să-mi aduc aminte cine, că l-am și cunoscut. Bine, la boxe era mai simplu un pic, da. Pentru că chiar dacă nu le făceai ca originalul, măcar cât de cât aveai ceva. Dar uite, corzi nu găseai, nu găseai tobe sau fețe de tobe, nu găseai microfoane ca lume. Nu. Dacă aveai un microfon polonez sau ungăresc, era bine. Da. Câte microfoane de magnetofon am modificat, pus într-o carcasă să arate cât de cât profesional. Da. Asta spun, adică erau foarte multe probleme. Nici nu aveai de unde să cumperi, nici nu aveai bani ca la vârsta asta și în general știi cum e, că părinții nu prea erau de acord să cânti. Greu îți dădea. Nu mai spun să cânti și rock, da. Că asta era și mai grav. Și nu prea îți dădeau bani. Și atunci te chinuiai. Și adevărat că erau și atunci mulți care s-au predat la un moment dat pentru că nu puteau să facă față, dar totuși, spre deosebire de ce se întâmplă acum, parcă oamenii munceau mai mult și se agitau mai mult. Parcă era o tentație mai mare ca acum să urci pe scenă și să cânti. Exista această tentație și era momentul tău de glorie când urcai pe o scenă și de aceea erau și repetițiile foarte intense, adică erau repetiții de ore întregi. Eu mi-amintesc la Universal Club când venea Anton Hașia și de unul singur în sală, fiind basist, și își punea metronomul și la câte o piesă pe care o freca câte o jumătate de oră sau călare venea cu tobele, da? Și tot așa cu metronomul, când nu era nimeni în sală, venea înainte de repetiție și își repeta anumite pasaje pe care nu... Ceea ce nu se întâmplă în ziua de azi. Cred că puțin sunt cei care și-au sculele acasă să repete. Bine, și să nu uităm că totuși în acea perioadă cam toți repetau ore și ore fiecare zi. În fiecare practic, zi, da. În fiecare zi. Veneau de la servici la 4... Stăteau până la 8-9 seara și repetau, se duceau a doua zi, ceea ce acum nu prea se mai întâmplă dacă se întâlnesc așa de două ori pe săptămână, e sărbătoare. Și începe cu o bere până dă exact. Drumul amplificator, da, mai fumează după aceea și a pauza de țigară și hai să... Da, de se muncea mult, pentru că știi cum merg, mi-aduc și acum aminte, când organizam concertele la Mihai Eminescu. Înainte de unei trupe mari, erau vreo două micuțe. Da. Dacă, și urcai, cântai 4-5 piese maxim. Dacă tu după 2-3 piese nu convingeai publicul, ăla te trimitea acasă. Te dădeau afară din... Da, să știi că acest lucru s-a întâmplat și în concertele din Polivalentă. Din Polivalenta bucureșteană. Da? Da. Adică eu mi-aduc aminte la unul din concerte în care trupa FFN a ieșit după scenă. A fost scoasă de public și avea, nu știu, mie îmi place FFN-ul și compozițiile sunt reușite și muzicalitate și... Dar nu era pe zona aia de forță, de... Ne? Și au început să urle în sală, să bată din picioare așa și nu se mai înțelegea. Până la urmă au renunțat. Mai aveau 2-3 piese, din câte știu eu, și au ieșit. Dar... Dar era o trupă... cunoscut, adică era în perioada când erau ei cunoscuți, nu era în perioada underground, așa. Era, deci în concertul ăla a fost FFN, a fost Progresiv Temem, Formula de Aur, cu Ochescu, cu Herdina și cu Coradini, cu Liuba pe tobe și n-a mai fost Valisterian, au fost mai multe trupe, deci că a fost erau un festival. Erau în perioada în care erau cunoscuți. Da, erau, aveau deja două LP-uri scoase la Electrecord. Și au ieșit ei, nu mai, au continuat programul.
banul și l-au luat la fel, nu e o problemă, dar... Da. Nu avea rost să cânte în timp ce urlau aia. Că... Da. Și era greu când ieșeai de pe scenă, la următorul concert, nu-mi dau seama cum puteai să faci, că altfel te înjura lumea, știi? Zice, aolo, iar ăștia vin să ne plictisească și... Era și conjunctura în care era afișul, știi? Că dacă aveai neșansa să cânți, de exemplu, în deschidere sau a trupa a doua sau a treia înainte de Sphinx, n-aveai șansă, sau de Phoenix, era infernal, trebuia să scurtezi programul mult, că lumea îi aștepta pe zei. Și apropo de underground, perioada aia, să știi că și școlile, liceele, se implicau și cumpărau scule trupelor tinere din liceul respectiv. Deci a fost o pepinieră de instrumentiști. Fiecare școală aproape, sau fiecare liceu mai mare, da? În care putea să investească. Era Mihai Viteazu, era Lazar, era liceul german, da? În care existau acelea scule, e adevărat, aduse pe linie de partid, în sistemul CAER, adică trimiteam grâu și primeam de la polonici sau de la redegiști. Ce era, Vermona? Da, Vermona, când aveai Fisa sau FBT, erai chiar sus de tot. Dar Vermona predomina peste tot, de la clape și amplificatoare și mixere până la boxe. Da. Tino Fortuna cânta pe o clapă Vermona, când era în sintezis. Da. Hai să mai ascultăm o piesă cu o trupă care clar nu mai există de mult, cred că de prin 90, și vorbeam noi mai devreme, trupa Sprint, era o trupă din Sprint. București, care nu suna rău, să știi, în anii ăia erau și ei destul de tineri. Da, un chitarist bun. Da, da. Își făcea treaba. Mi pare că era o formulă de trei, da, cu tobe, bas și chitară, și mi se pare că Cătălin, care era pe chitară, era și cu partea vocală. Da, Cătălin Chiros. Și chiar nu era ceva nemaipomenit, dar totuși jumătate de oră puteai să stai să-i asculti. Trebuie să ascultăm, să gândim pentru perioada aceea. Că dacă noi ascultăm în ziua de azi la acumulările pe care le avem noi, sau tinerii ascultă la ceea ce ascultă în ziua de azi, o să fie departe de tot ceea ce... Bineînțeles, da. Deci, trebuie să te... Trăiam atunci. Da, trebuie să te transpui în acea perioadă și să înțelegi cum mergeau lucrurile într-o perioadă în care totuși era cenzură. Și cât de greu ajungeai să vezi un spectacol. Exact. Asta era infernal. Ca să nu mai spun, Croco, că practic la radio n-aveai ce să auzi, la TV nici atât, presă nu exista... Trupe de afară... Erau două reviste, Flacăra și cu revista Săptămâna, care apărea o dată pe săptămână, era două coloane. Da, nu era mai nimic. Da, da. Un portret al unui artist și niște clasamente, ca și la radio, niște clasamente pe bază de scrisori. Când prindeai un disc la trei ani după apariție, ți se părea mare realizare. Dacă aveai o relație la piloți de la Vaporeni... Da, exact. Da. Altfel nu prindeai discuri. Hai să ascultăm Sprint cu o compoziție 1984. Istoria rockului cu Lenzi Chiriac. Ca și cu sigur,
Să ne spunem că piesa s-a numit Va reveni, este o înregistrare noiembrie 1984, pare pueril acum dacă asculți astfel de sonorități, însă trebuie să ținem cont de faptul că erau cu totul alte vremuri, erau vremuri în care nu puteai să tragi decât în trei locații în România, era radio, TV și Electrecord. La Electrecord era greu. Ca și imposibil, mai ales dacă erai trupă tânără. Dar aveai noroc cu Nea Freddy acolo care îți făcea da, da, dacă ajungeai. Dacă ajungeai. Că acolo era arhi plin non-stop. Noi am apărut pe un vinil din seria Formații Rock, pe seria numărul 7 Formații Rock și am apărut pe acel vinil la Electrecord ducând banda din radio. Păi da, da, exact. Pentru că aveam o singură casă de discuri, Electrecord, unde trăgea absolut toată lumea. Era o perioadă în care muzica populară era foarte și clasică, populară chiar în România. Ca să nu mai zic de... Bine, mi se pare o tâmpenie, muzică ușoară, cum se numește. Și ei aveau prioritate, clar. Adică rock-ul era la așteptare. Adică tu dacă erai programat să tragi mâine, să zicem, aveai două zile să tragi 10 piese și suna Benone Sinulescu că vrea el să tragă un disc, stai liniștit că da, stăteai da, la coadă da. Și mai exact. Cine știe când te mai programa. Deci cumva cel mai simplu era în radio, apoi urma televiziunea, acolo era un pic mai dificil. De obicei trebuia să te duci mai pe seară când terminau ei treburile. Noaptea, da, adică era un pic mai complicat. Tot așa, trebuia să ai relații și nu puteai să faci, să intri așa pe ascuns, că n-aveai cum să intri. Pentru că și interviurile care se făceau la radio, la televiziune, erau imprimate. Trebuia să treacă pe la capul limpede, să ciuntească, să fie aprobate, să fie textul scris. Și după aceea banda era însoțită și de text scris. Dar să știi că asta a fost cam până prin 91-92. Da. Și eu am prins la fel. Făceam studio rock-ul și trebuia să facem un text și trebuia să le dau cu o săptămână. Să scrii la mașina de scris. Da, am scris ani de zile la mașina de scris. Sunt cu Indigo. Cu două Indigo, că trebuia să iasă trei exemplare. Da. Și până nu s-a aprobat textul, nu puteai să faci înregistrarea. Înțelegi? Și banda a plecat sigilată la da, control. Da, exact. De asta spun, au fost cu totul alte vremuri, cei mai tineri nu, mai mult ca sigur că nu înțeleg, dar vezi, făcând o comparație cu ce se întâmpla în anii 80, cu ce se întâmplă acum, când acum ai scule absolut de toate categoriile și n-ai o problemă în a le procura, măcar poți să le împrumuți de la cineva. Adică cumva tot poți să te folosești de ele. Pe atunci nu era practic absolut nimic. Acum îți poți înregistra în casă, exact, da? Exact. Ceea ce tehnologia este da, la alt nivel. Înțelegi? Și îți creează multe alte posibilități. De asta spun, ai N case de discuri, poți să te promovezi singur pe N rețele și așa mai departe. Bun, și eu te întreb unde e muzica. Aia vreau să spun. Și din păcate, cu câteva excepții, nu se întâmplă, adică nu e un progres evident între ce se întâmplă acum și ce se întâmplă în anii 80. Să spui, domne, atunci era nivelul foarte jos și acum uite că nu e mare chestie. Dacă te uiți, Croco, ai să vezi că cele mai populare trupe și cei mai mulți oameni la ora actuală vin tot la celelalte cuvinte, exact. La asta cargo. Să spun că adică tot sunt la câteva trupe vechi care și-au menținut ideea de compoziție, stilul muzical, dar și l-au adaptat suficient bine către cei tineri, încât să fie foarte prezenți în zona artistică și în zona de concerte, chiar și în momentul de față. Și nu numai asta, dar sunt exploatate și zonele de individualitate din trupele respective. Cum este Călin, da? Călin Pop, care, da, în momentul în care spui Călin, știi că vorbești despre celelalte cuvinte. Și care este câte o piesă, cu două piese, care ține prezentă... Da. Trupa respectivă. Adică, ți-am zis, sunt câteva trupe din Noul Val. Să le zicem Noul Val, au așa 7-8-10 ani de cântat.
care nu sună rău, care chiar sunt ok, care se agită, care repetă, care aduc public, dar sunt foarte puține. La, la câte cluburi avem acum de cântat, că sunt clar mult mai multe decât erau înainte, te miști mult mai ușor dintr-o localitate în alta, afli sunt, repede. Sunt cluburi. Da. Asta e deficiența. Nu mai sunt sălile acelea mari, nu mai sunt sălile sport, nu mai sunt sălile sindicat în care umpleai 1500-2000 de persoane. Numai în București erau cluburi de tineretului, cum este cel de la actualul Quantic, da? Da. Fostul... cum se cheamă? Câte concerte n-am văzut acolo. Ia uite, chiar nu mă țin minte cum se cheamă. Era Universal Club, era cuțitul de argint și el era... Devenise casa tineretului la un moment dat a Fundației pentru Tineret. Deci mergeam la Iris acolo, la începutul anilor 80 și ajungeam cam cu... Dacă noi spuneam la Leu. Da, pe deal așa. Da. Ajungeam și erau hore din astea cu muzică populară, da. Repetau în sală și te mirai, nu înțelegeai. Și mi-auzeai câte o chitară de la repetiție așa și după aia, într-adevăr, ei cam cu vreo 10 minute, un sfert de oră, puneau punct, dar aveau, din asta, aduși de la fabrică, aveau... Ce se întâmplă? Aceste cluburi ale... Ecran Club, exact. Se chema, da. Aceste cluburi au, nu știu, au inventat această zicere, știi, cu hore, erau programe de horă, dar... Asta s-a întâmplat după cutremur din 77, în care au fost foarte mulți muncitori aduși în construcții din toată țara. Și ca să-i țină totuși legați în anumite locuri, chiar și la Cuțitul de Argint, chiar și la Universal Club, la Ecran, în T4, erau niște serii în care erau cu tematică, hora moldovenească, ardelenii. Și, nu, și n-am fost niciodată la așa ceva. Ai fost? Am fost pentru că eram în Universal Club sau la Cuțitul de Argint, am tot colaborat, am lucrat, am dat discotecă în zonele respective și de-aia știam. De obicei, aceste câmpenești, să le spunem așa, se desfășurau vara și afară pe platforma din spatele clubului. Da, nu, n-am participat niciodată la așa ceva. Ai pierderi mari. Dar trebuie să mai spunem ceva, Croco, totuși. Dacă îți vine să crezi, erau concerte în fiecare săptămână, în cel puțin 3 locații diferite din București și erau așa. Mihai Eminescu, T4, Petofi Șandor, Universal, Technic Club, Ecran. Și erau joia, vinerea, sâmbătă, deci și chiar în weekend, da. Erau cel puțin un concert pe zi, adică practic în weekend nu știi unde să te duci. Plus că o dată pe lună, chiar și de 2 ori, nu exista să nu fie un concert mare sau un concert cu mai multe trupe în polivalentă. Polivalentă sau sala Palatului, mai puțin sala Palatului, sala Palatului era pentru festivaluri. Festival Club sau festival. Da, da, foarte rar, săptămâna, dar în polivalentă se întâmplau la într-o lună cel puțin un concert mare trebuia să fie. De ce? Îți spun, era vorba despre faptul că se vindeau bilete, era vorba de autofinanțare. Și erau făcute de casele de cultură, de cluburile respective, de către UTC, ansamblu artistic UTC, pentru că erau în caset făcute. Era și muzică pop, vorbesc de concerte în general, muzică pop cu Silvia, cu Loredana, cu Romanticii, cu Savoiu, cu Mirabela Dauer. Și venea lumea? Erau și pe grinzi. Aveam, deci cu ansamblu artistic UTC aveam 4 concerte, vinerea și sâmbăta, câte 2 pe zi. Cu Cătălin Cățoiu pe imagine, cu Vali Mare și folosind la unul din concertele de muzică pop, să-i spun, a fost folosit pentru prima oară laser. Ce înseamnă laser? S-a luat un fascicul de laser, da? Și o noapte întreagă am stat și am pus bucățele de oglindă ca să facem o rețea. Da. De asta spun, era perioada în care teatrele și toate instituțiile de cultură trebuiau să se autofinanțeze. Da, să dea bani și către...
Exact, și singura variantă viabilă și sigură era să faci concerte cu trupe rock. Acolo era, cu sigur, exact, 100% era tot. Sold out. Mi-aduc aminte, erau concertele pe, cum se cheamă, pe Calea Victoriei, Tănase, mi se pare. Da, Tănase, da. Erau două concerte pe zi, da, de la 5 și de la 7 seara. Exact, așa. Erau sold out ambele variante. Da, dar era cu miliție la intrare. Da, da. Adică presiunea era atât de mare că nu, sala avea cât 400 de locuri, cred. Se cânta pe instalația lui Roșu și Negru. Erau două instalații atât. Da. Roșu și Negru sau Sfinx. Sau Sfinx, dacă. La Sfinx am tăiat mult placaj ca să facem boxe. Aveam bătături, da, în palmă. Da, uite, despre subiectul ăsta putem să mai vorbim, pentru că mulți mi-au spus, domne, dar atunci n-aveai ce să faci, n-aveai nimic la televizor, la radio, așa, pe undeva așa este. Pe de altă parte, totuși, nu uita că eu, de exemplu, și da, ca mine mulți, că era sold out, am văzut până în 89 Iris de sute de ori. Deci îl mutam pe carnet. Da. Trăgeam câte o linie, așa că... Deci mă pitisisem de cât i-am văzut. Că știi cum e? Și nu uita că erau foarte multe concerte în care nu veneau cu nimic nou. Nu erau, cântau tot timpul același lucru. Exact. Dar mergeam pentru că era... Și foarte multe cover-uri. Da, nu. Și era atmosfera plăcută. Exact. Ne întâlneam cu cei din liceu X, cu cei din liceu Y. Stăteam de vorbă. Făceam schimburi de casete sau de benzi, te întâlneai, adică era și socializare, dar era și, ca așa, știi cum e, vezi o dată de două, de trei ori, nu trebuie să vezi de 100 de ori, că era și plictisitor. Dar noi nu mergeam neapărat numai pentru concert, nu, cu toate că era și... de întâlnire, exact, al găștii respective. Sau... Și vreau să spun că în țară se întâmpla același lucru. Da, că am bineînțeles. Am fost mulți ani în turnee și am străbătut drumurile țării. De aceea spun că eu, fiind tehnician de sunet și lumini, nu pot să spun inginer, că sună pompos. Greu cu inginerii de sunet din ziua de azi. Da. Eu povestesc și le spun la cei tineri că noi suntem cei care am ținut industria de conserve în funcțiune. E adevărat, și de vodcă. Dar industria de conserve noi, pentru că nu aveai ce să mănânci. Seara când terminai spectacolul la ora 10, nu mai exista bucătar în hotel sau... Nu mai exista doar la recepție cineva. Nu vorbesc de curent sau apă caldă. Și industria de conserve noi am ținut-o în funcțiune. Câte conserve am desfăcut? Da, mi-aduc aminte că am fost și eu de câteva ori înainte de 89, am fost într-un turneu cu Compact în câteva orașe. Chiar dacă eram noi cazați așa, cât de cât părea să fie ok, era un frig îngrozitor. Da, cazarea era bună, camera era bună, dar da, nu era căldură, nu aveai curent. Și știu că tot așa, terminam concertul la 10. Dacă nu aveai o pilă la bucătar să-ți lase nu, ceva exact, așa, era groaznic. Totul era închis, nu puteai să cumperi dacă nimic. Dacă ți-aduci aminte că când veneam noi trupele cu tehnicieni, cu artiști, de obicei se oprea curentul de la prize. Pentru că noi întotdeauna aveam un reșou cu noi sau o piatră, o cărămidă de aia cu nichelină și ca să ne facem ceva acolo, să ne facem o supică, o chestie de asta. Și atunci am inventat un sistem de a lua curent de la bec. Și am făcut dulia de bec cu priză și cu încă o dulie și băgam dulia respectivă în dulia de la bec, aveam cele două prize și luam curent de acolo. Da, nu am știut varianta asta. Dar să spun, adică au fost multe de povestit despre acea perioadă, pentru că întotdeauna mi-a plăcut așa să fac o comparație între ce se întâmplă acum și ce s-a întâmplat atunci. Mergând la concertele din ultimii 30 de ani, m-am uitat, sunt scule din ce în ce mai bune. Dacă la începutul anilor 90, așa vreo 5-6 ani, mergeam la festivaluri multe, se auzea prost. Amintește-ți de Rock 91, în care Dorian Ciubuc, cel de la Palatul Copiilor, de Woodstock românesc, în care au venit în România, Phoenix, Anca Graterol, Mircea Florian, celelalte cuvinte, survolaj pe scenă și au fost adunate instalațiile din București, toate. Deci de la Sfinx, de la Compact, de la
UTC luate. Uneori, ele deja, în timpul concertului, începea concertul și noi încă mai făceam cabluri să se potrivească între ele. Deci a fost o nebunie întreagă. Îți dai seama că nu s-a auzit extraordinar, dar euforia aceea de prim concert... Da, da. Dar în general să știi că eu am mers des în anii 90 la tot felul de festivaluri în țară. Erau celebre festivaluri concurs. Da. Foarte prost se auzea. La Buzău, prost, ales. Prost, da. Prost de tot se auzea. Hâria, pâria, cădeau luminile. Era groaznic. Totuși de vreo 10-15 ani situația s-a mai schimbat. Acum cluburile au sonorizări cât de cât ok. Sunt multe zone în țară unde chiar se aude foarte bine și instalațiile sunt foarte bune. E adevărat că au mai apărut și ceva ingineri de sunet care cât de cât au început să mai aibă habar de... Există o deficiență în momentul de față, o lipsă a celor care muncesc în spatele scenei, mai ales acum cu perioada pandemiei în care foarte mulți tehnicieni de sunet, să le spun... helper și chestiile astea, s-au angajat ca să aibă un salariu la diverse televiziuni și în alte zone și nu mai sunt oameni care să care, să monteze, să întindă cabluri, să se cațere pe grinzile respective, să monteze lumini și chestiile astea. Da, pe să vorbim după știrile de la ora 22, chiar e și ăsta un subiect de discutat, să facem o comparație cum era în anii 80 cu tehnicienii și ce se întâmplă acum, dar spun, Crogo, era entuziasmul mult mai mare. Trupele aveau o rușine când trebuiau să urce pe scenă. Eu spun că m-am ocupat de trupele tinere câțiva ani când eram în clubul de la ora 7 și eu căutam trupele tinere din astea, din licee, din întreprinderi și așa mai departe. Da, Harap, Alba, Asterix. Mai underground. Și vreau să spun că foarte mulți mă refuzau. Uite, le spuneam, vorbeam luni cu ei, uite, săptămâna viitoare, concert Iris, Voltaj la Casa de Cultură Mihai Eminescu. Cântați voi în deschidere. Aoleu, când auzeau, nu, domnule, mi-e rușine, mai lasă-ne trei luni să repetăm. Adică aveau acum... Era respectul față acum, de trupele mari. Da, nu și față de public, pentru că știau că dacă... Asta, da. Nu puteai să te prezinți într-un concert în care aveai două nume mari sau un nume mare... În fața unui public cunoscător, pentru că publicul care venea era cunoscător, într-adevăr. Da. Uite, asta o să vorbim după știri. Hai să mai ascultăm acum încă o trupă care și pe atunci era underground, chiar dacă au avut și ei câteva piese înregistrate, chiar dacă au apărut și ei pe vreo două materiale discografice, dar cu câte o piesă, Domino-ul lui Sorin Chifiriuc, care erau... foarte ok în variantă live, distractiv așa cu un Sorin simpatic, dar așa din punct de vedere... Cu atitudine ciudată. Da, dar din punct de vedere muzical erau underground pentru că nu îi difuza nimeni, nu îi lua nimeni. Calcul n-au scos așa mari, n-au făcut mari realizări, dar ce au făcut a fost ok. Ascultăm o piesă cu Domino, o piesă care... E chiar ok și mai puțin cunoscut, apoi revenim după știrile de la ora 22 cu ultima parte a discuției despre undergroundul autohton anii 80. A lansat nume și hituri care au intrat în legendă. A încântat generații întregi, acum face istorie. Istoria rockului. În fiecare seară de duminică, de la 9 cu Lenzi Chiriac, pe București FM. We got
Istoria rockului. Istoria rockului continuă aici la București FM. Lenzi Chiriac vă spune încă o dată bun găsit și vă spun încă o dată că alături de mine se află Croco. El va sta până la ora 23 pentru a discuta despre ceea ce a fost odată undergroundul românesc din anii 80. Apoi, după știrile de la ora 23, o să vă prezint ceva noutăți discografice, o să aveți destul de multe surprize până la 12 noapte, apoi va urma și albumul săptămânii, o producție 2022. Ei bine, Croco, rămăsesem înainte de știri la o discuție legată de tehnicieni, de ingineri de sunet. Să spunem că până în 89, practic, nu exista școală pentru așa ceva. Erau cel mult în televiziune și în radio, erau niște tehnicieni, să spunem, calificați cu școală, dar cu o școală și ea la limită, pentru că în general erau oameni care terminaseră conservatorul, care aveau idee de note, înțelegeau... Exact, de oameni de ăștia. Așa, și mai făceau niște cursuri tehnice și cât de cât se mai... Dar nu avem școli cum e la, cum e în America, cum în tot Occidentul. Te duci... Dar nici în momentul de față nu există. Asta zic, aveai, făceai un liceu tehnic, te duceai la, te duci la facultate și când ești de acolo, ești inginer de sunet cu acte în regulă, știi să lucrezi pe 5-6 tipuri de mixer, știi să faci tot felul de... Să, da, știi să lucrezi pe analog, pe digital, digital și așa mai mixer, departe. Video, orice. De asta spun, deci, practic până în 89, toată lumea a învățat... așa, un pic după ureche, un pic după cu multă muncă și mai făceai o greșeală. Până la urmă ajungeai la un nivel încât înțelegeai bine sculele, cum funcționează, știai cum să le poziționezi cât de cât. Eu mi-aduc aminte, Croco, am fost la concert cu Boomtown Rats în sala polivalentă. Și știam pe cineva acolo și am putut să intru cam cu o oră înainte să se dea drumul la public. Bine, eu am vrut să văd și eu sculele mai de aproape, să văd și eu cum merge treaba, că oricum nu dădeau ei concertul când am intrat eu. Și mi-aduc aminte că... era cu o zi înainte. Deci ei veniseră cu o zi înainte să facă... Și am ajuns la momentul în care inginerul lor de sunet poziționau PA-ul și avea în mână așa un habar, ca un remote, știi? Și le spunea 10 grade mai în dreapta, 15 grade mai în stânga. Se plimba prin toată sala exact. Ca să... Și eu mă gândeam, cum se punea la noi? Le pune așa, după să arate bine, adică să arate bine. Să arate egal. Egal, așa, da. Și mă gândeam, deci asta când era? 81, 82, da, ceva 82. De genul ăsta. Da? Deci la ce nivel erau și cum se punea problema și noi încă 20 de ani după, o puneam așa, acolo știai că trebuie să fie la jumătate de metru de buza și scenei. Trebuie să pun multe instalații, corect? Pe asta bănuiesc că nu. Asta vreau să spun. E adevărat, când vin trupele de afară cu instalațiile lor, că am fost în organizatoare la foarte multe trupe de-astea venite de la Purple, Wisneck, Sting, Page Plant, cei care au venit cu sculele lor de afară, așa cum în perioada aceea de la underground a venit trupa italiană Ipuh. N-am fost la așa ceva. A fost demențial. Mi-aduc aminte, demențial. Da. Totul a venit cu un trailer alb pe care scria Ipuh. Toate sculele au fost albe. Polivalenta era scena îmbrăcată în alb și ei îmbrăcați în alb și au cântat Dumnezeiește. Și tot așa au stat și au reglat sculele, le-au aranjat în funcție de parametrii acustice ai sălii. Asta spun. Deci a fost o perioadă în care zeci de ani, practic,
până în 89, începând cam cu anii 60, că bănuiesc că în anii 50 nu s-a întâmplat nimic în România. Vorbesc așa cât de cât, un show business cu, nu cred că erau trupe în anii 50 să facă turnee sau nu mi-aduc aminte. Poate așa doar în cărciumă ce mai se întâmplă. Da, dar, erau dar, sălii, gen săl de teatru în care... Și tu știi vreo trupă din anii 50? Nu, dar erau, mergea Savoiu. Da? În anii 50? Cu spectacole. Da. Stai, teatru, nu, zici? Nu, nu s-a voi o formație, ci teatru. A, da, de... bine, nu, eu vorbesc de formații, nu, nu existau, abia din anii 60. De asta spun, deci din anii 60 până în 89 erau, practic, numărai pe degete inginerii de sunet, inginerii de lumini erau și ei așa, tot numărai pe degete. Mai underground. Mai underground. Așa, cât de cât în formă erau cărătorii de scule, că era foarte simplu. De exemplu, la noi, când în clubul de la ora 7, noi aveam 10 oameni, 10 băieți mai solizi așa, care eu spuneam, trebuie să cărăm sculele de la trupa Metroc și uite, că ne ajutați, aveți un bilet la concert gratis. Și oamenii veneau. Și căram de... Te durea, mă mir când am avut probleme, era horror. În turnee cu instalația UTC-ului, normal, o căram cu camionul. Deci, păi da, dar până urci în camion, cu ce urcai? Exact. Și ori închiriau oamenii de la prestări servicii, cei care mutau mobilier sau chestii de-astea, și mergeau cu noi în turneu peste tot, dar la sălile unde ajungeau, în sălile de sport, la Bacău, la Iași, peste tot, sau la Brașov, luam oamenii care mai erau pe afară și veniți de vreme, le luam buletinele la noi, și ne ajutau la cărat și băgam în sală. Și păi le dădeam buletinele după terminarea spectacolului ca să ducă și sculele. Da. Uite, o întrebare pentru tine. Bună seara, mulțumim pentru emisiune. O întrebare pentru Croco. În anii 80 circulau în România casete video cu concertele unor trupe de afară, Metallica, Ozzy, Maiden, Judas și așa mai departe. Hai să văd. Și zice așa... De ce niciodată în anii 80 nu au circulat niciodată casete video cu trupele de la noi, care, de exemplu, concertele de la Polivalentă? Refuz să cred că, de exemplu, Liviu Tudan nu avea tehnologia necesară să înregistreze o casetă video cu trupa lui la concert în sala de repetiții. Da, uite, asta e o întrebare bună și eu mi-am pus-o de multe ori. De ce la noi în anii 80, hai să zicem că în anii 70 era foarte dificil, dar în anii 80 totuși apăruseră acele aparate de înregistrat, da, care erau de 10 kg, pentru că camerele video. Camerele video erau celebrele Panasonic. Da, dar erau... Trebuie să spun, adică de ce o trupă... Foarte târziu a apărut camerele. Erau, bă, spun eu, la jumătatea anilor 80 existau 100%. E adevărat, dar până atunci, de exemplu, era Cătălin Cățuiu care făcea filmări. Cătălin Cățuiu făcea filmări pentru Loredana Groza, pentru Silvia, la concerte, dar pentru a le arăta ce să corecteze în timpul concertului. După nu, concert. Da, dar, de exemplu... De ce nu o formație mare? Hai să zicem că o formație underground n-avea bani. Dar o formație mare putea să vorbească cu doi băieți, da? Unul să se plimbe eventual în fața scenei și unul să stea fix undeva. Și să spună, domnule, uite, vă dăm atâția bani, că nu era totuși o avere, și vrem și noi să ne filmăm o... Nu se gândeau. Nu s-au gândit la ce rămân după ei și... Cea mai bună dovadă este că sunt foarte multe trupe din perioada aceea care nu au afișe, nu au amintiri despre concertele respective, nu au scris despre ele, nu se gândeau la acest lucru, ceva, dacă va putea rămâne după ei ceva. Uite, o trupă care într-adevăr s-a ocupat de acest lucru și au păstrat afișe, filmările de televiziune este Metropol. Da, e una dintre puține, dar nici nu au avut filmări pe cont propriu. Da. Ei au avut noroc că, fiind de origine maghiară, ei aveau, știi că există ora aceea la, mi se pare că e și acum la TVR,
limba germană și limba maghiară, și ei prin redacție au mai reușit la anumite evenimente să mai facă niște... Au videoclipuri simple făcute, e adevărat, dar montaj făcut de la repetiții, de la... Deci ei au momente de-astea trăite de ei. Știu, dar ei aveau... Dar sunt puțini, dar asta zic, cu echipe profesioniste. Asta zic. Nu cu materialele lor. Deci în perioada aia prea puțini erau cei care și-au fi cumpărat o cameră ca să filmeze. Nu, crocoda, nu trebuie să-ți cumperi o cameră. Erau foarte mulți care filmau la anunți, botezuri și așa mai departe și luai și tu odată, domne, uite cât costă, 300 menții, de lei. Nu e sau... interesat. Da, asta mă gândesc. Vreau să ne filmăm și pe noi. Nu s-au gândit la chestia asta. Eu spun cinstit că eu n-am văzut nicio filmare video, mă refer, cu vreun concert din anii 80. Uite, de undeva. Îți dau un exemplu. Eu în întreprindere... Scuză-mă. Nu filmare făcută de TVR. Nu, că nu, TVR-ul amatori. Filmare de amatori. TVR-ul mai venea la o polivalentă, la o sala Palatului, când erau așa niște evenimente astea, mai veneau și mai filmau. E adevărat că multe nu s-au păstrat. Dar tu, de exemplu, dacă aveai un concert în Casa de Cultură Mihai Eminescu, nu o să vină niciodată televiziunea română să te filmeze acolo. Dar puteai să iei un băiat, să-l pui sus la... Cum se cheamă? Da, la balcon. La balcon. Și să te filmeze acolo, cum se auzea cine el. S-a mai ocupat de acest lucru cei care erau la Clubul Arhitecturii. Ei chiar au făcut filmări. Dar erau cei de la teatru care veneau și să facă filmări și făceau filmări pe peliculă, de exemplu. Da? Nu știu, eu n-am văzut, te-am zis, nicio filmare cu o trupă românească, fie și celebră, filmat acolo. Pe ce era? VHS. Și spun, da. Uite, da, să vreau să-ți dau un exemplu. Eu în întreprinderea în care am muncit în anii 82, 83, 84, când aveam trupa Baroc, aveam, mă ocupam de ea ca sunetist și luminist la ei, mă ocupam de cine? Clubul Întreprinderii. Deci aveam toate aparatele de filmat, de fotografiat, profesionale. Aveam la dispoziție filme și celelalte chestii. Nu m-a interesat niciodată să filmez trupa. Nu m-am gândit, nu că nu m-a interesat. Nu m-am gândit vreodată că aș putea filma trupa la repetiții, la concerte, la... Dar de ce? Nu știu, valul. Ca să nu spun... Probabil că trăiam cu impresia că vom fi eterni. Nu știu. Sau mă gândesc, vreau să spun că nici poze nu sunt foarte multe. Că tot ce am mai văzut sunt... Zici că sunt din al doilea război mondial. Eu am prins arată de la niște prieteni niște poze cu trupa Phoenix în clubul de la ora 7. Da? Dar câte? Și am aceste poze. Două, trei... Am vreo 10 poze, 12 poze cu Capăl, cu Ioji Capăl, cu Covaci, cu Baniciu. Dar sunt și astea. Eu am 10, probabil că alții mai au alte 10, dar întreabă-l pe Nicu dacă are. Da, nu știu ce să spun. Nu știu ce să spun. Adică, ți-am zis, am văzut niște poze de prin anii 80 cu tot felul de găști. Sunt, zici că sunt, ți-am zis, din perioada interbelică, nu înțelegi absolut nimic, sunt catastrofale. Totuși, în anii 80 era ceva echipament foto cât de cât ok. Da, erau filmele, rusești pe care le aveai și le foloseai. Păi eu ți-arăt poze de la ziua onomastică, care arată de 10 ori mai bine decât cu o poză cu o trupă. Trebuia deci, să dai frumos de aia. Nu știu, dar puteai să chem un fotograf mai profesionist care să știe, spui, uite, domne, vreau să ne faci nouă 10 poze la concert. Da? Adică nu e așa apropo de complicat. Apropo de asta, în 83, când am făcut pozele trupei Baroque Group, noi am chemat pe un fotograf profesionist ca să ne facă două poze. Una având un mixer Soundcraft în fața noastră și noi în spatele mixerului și una pe scenă trupa, fără tehnicieni. Și am luat un fotograf de la Animafilm, care a venit cu lumini, cu aparate de fotografiat și ne-a făcut niște poze foarte bune, care și acum arată bine. Dacă chiar vrei să după faci ceva... După care le-a și lucra puțin. Da. Nu mai știu cât costa înregistratul video, dar știu că nu era complicat să găsești un băiat doi, să le dai... Făceai o mică investiție acolo, nu știu cât era, 500 de lei de om, care erau ceva bani, deci poate te costa 1000 de lei, să zici, dar totuși cu 5 oameni,
Dacă dădea fiecare 200 de lei, era o chestie... Adică eu, de exemplu, uite, am văzut un documentar cu Metallica și aveau filmări făcute... Bine, clar, înainte de a scoate albumul de debut, erau ei underground. Se vede prost, tot VHS. Dom'le, dar se vede este, ceva. Da, este vezi o ceva. Dovadă. Este da, o... vezi ceva, se aude ceva. Este acolo. Un moment. Da. Eu la, de la trupele românești n-am văzut nimic. Știi ce e grav însă? Că și acum se întâmplă cam la fel. Vrei să-ți dau iarăși un exemplu în care materialele video sunt pierdute și aproape pierdute definitiv? Galele 7 ABC, în care au fost atâtea trupe, au fost atâția artiști, da, care s-au filmat pentru televiziunea 7 ABC și acele casete nu există. Am vorbit cu Vali Stoian, el nu are nimic. La un moment dat au ajuns pe la Sahia, dar nu se mai știe nimic despre bine, ele. Asta e un dezinteres a celor care s-au ocupat. Că înainte... Același dezinteres l-au aveau. Da, da, nu știi cum e. Înainte de 89, așa. Din păcate... Trupele n-aveau drept asupra înregistrărilor. Adică tu când veneai în radio și înregistrai trei piese, îi spuneai și tu omului, domne, dă-mi fă-mi și mie o copie pe casetă sau o copie pe bandă. Da. Știi? Și puteai să le iei. Dar și asta era înainte de 89. Dar acum, după 90, practic când ai niște... și mai era o problemă, Croco. Erau multe benzi cu muzică rock, cu muzică folk, cu jazz. Și a fost momente până în 89 în care erau mari probleme cu banda. Da. Din cauza lipsei de valută și așa mai departe. Faptul că s-a copiat peste să știe. Și atunci trebuia bandă, că nu era ca acum cu computer, cu CD și așa mai departe, și normal că primele care erau sacrificate erau aceste înregistrări. Acele lucruri se întâmpla și în televiziunea română cu casetele VHS. Exact, da. Se trăgea peste până începeau să dea rateuri. Da, exact. În fine, hai să mai ascultăm o piesă. De fapt, nu am ascultat nimic ora asta, că tot vorbeai de Incognito. Ascultăm piesă Incognito, tot din anii 80.
Am avut și Incognito, o trupă mai puțin cunoscută în zilele noastre, care, ia bine, a fost așa de scurtă durată și mai mult un proiect până la urmă, dar și prin Incognito. Dar instrumente și foarte, foarte buni. Au trecut mulți muzicieni. Dan Bidman cu o voce interesantă atunci. Exact. Croco, revenind la anii 80, hai să spunem că ți-am spus, era o mare problemă cu sculele, era o mare problemă cu cântările, pentru că nu e ca acum, sau nu era ca acum. Acum ai o trupă, te duci la un club unde știi că se cântă, vorbești cu șeful, domne, uite, să facem, eventual te mai împrietenești cu o altă trupă și faceți în două trupe un show, mai merge treaba, sau cu un organizator. Înainte era foarte greu, pentru că nu puteai să cânti decât într-o casă de cultură sau... Trebuia să fie agățat de exact, ceva. Exact. Tu n-aveai, acum e simplu, poți să-ți tragi în casă un demo, da? Și poți să-i arăți, să duci la un organizator, spune, doamne, uite, noi suntem ăștia și te ia sau nu te ia, dar ai o șansă. Atunci unde să tragi? Că n-aveai unde să tragi decât dacă ajungeai prin radio sau prin TV, dar nu era foarte simplu. Că altfel nu poți să te duci, cum era Stelian Tănase, la înfrățirea, să spui, nea Stelian, suntem trupa X, vrem să cântăm. Păi și cum cântați? Păi n-avem ce să spunem, cântăm heavy metal. Nu te credea nimeni, nu te băga nimeni în seamă. Niciodată, niciodată. Da. Eu mi-aduc aminte cum a ajuns trupa baroc acolo, a trebuit să dăm un fel de vizionare, știi, să cântăm trei piese înainte de unul din concertele la club. Ne-a chemat în cursul zilei și ne-a ascultat și după aceea, abia după aceea ne-a reprogramat la una din cântările din club. Deci ați venit, ați cântat trei piese să vadă așa că... Da, să fie auzit. Neavând încă înregistrări radio. Nu. Da, păi cam așa se punea problema, altfel... Păi debutul trupei a fost în la Serviciul de Scânteii Tineretului. Tot așa, dar ne-a ascultat Avramescu întâi și după aceea ne-a băgat în cântare cu o piesă. De asta pentru că am ajutat la căratul sculelor și chestia asta a fost la Universal Club. Dar... Și cum, a cântat o piesă și gata? Da. La un moment dat, după versuri, după trăiri, după scenete tip teatru, ne-a băgat, am cântat o piesă, pe urmă iarăși au venit cu recitări poetice și... Da, ciudat. În fine, da, au fost perioade un erau pic mai... Erau trupele cenacului care cântau. Da, să spunem, Croco, totuși că era o concurență mare de trupe, era o mândrie așa tinerilor să iasă în evidență, să nu se facă de rușine și asta era și... Pentru faptul că, știi cum, erau câteva locații în București unde oamenii se întâlneau, gen turist, grădinița, cina, nu știu, parcă mai erau vreo două, trei locații, unde veneau și trupele și dacă... Și dacă erai puțin în gașca unei trupe, să stai de vorbă cu ei, erai cineva totuși. Da, că, da. Faptul că... Nu, da, și trupele când veneau acolo, dacă ele știau că, de exemplu, ieri au cântat prost, nu mai veneau, că da, începeau așa aia este, să... Și, vezi, acum nu se mai întâmplă că așa. Era vorba de multe trupe care veneau. Da, și da. Și dacă cântai prost la una din cântări, nu veneai, că băi, îți aruncau tot felul de vorbe, șopârlițe, apropouri. Uite, vezi, acum nu se mai întâmplă așa, pentru că, din punctul meu de vedere, cred că și... cum să spun eu, noua generație nu mai percepe muzica cum trebuie, practic nici nu înțeleg de ce, mulți de ce se duc la concert, pentru că te-am zis, oamenii erau mult mai pasionați, ascultau mult mai multă muzică și înțelegeau cumva oarecum nivelul, adică nu trebuia să ai conservatorul ca să te prinzi că trupa X sună bine sau nu e exact. Ok. Acum te duc la... Te dacă duc este la... din eșalonul 1 sau eșalonul 2 al trupelor. Acum, practic, discuțiile sunt, domne, cântă, nu știu, black metal, nu-mi place, când e... Adică, acum e vorba de genuri, nu de nivelul de cântare. Da, nu cum să cântă, ci... Da, da.
Adică puțin se prind dacă trupa X a falsat sau e sub ton. Sau, da, poate că așa trebuie. Nu cred. Da, dar să spun, adică asta e ciudat. Într-o perioadă în care era și cenzură, n-aveai scule, era practic pe cont propriu, nu, da, puteai orice, să rezolvi orice, nimic. Orice, nu, nu puteai să faci nimic. Cântarea pe care o făceai chiar și la clubul de la ora 7, da, se făcea un mic dosar al trupei cu textele respective. Da. Bine, aveai dosarul făcut odată cu textele respective aprobate și puteai să-i chem de 10 ori în concert după aceea. Da? Pentru că textele erau aprobate. Dar trebuia prezentat un dosar de lucru pentru ziua respectivă, cu ce trupe vin, componența trupei, ce piese se cântă. Se pare că, nu, ca să faci concertul, mi-aduc aminte, trebuia cu o săptămână înainte să-l predai la Casa de Cultură. Și Casa de Cultură mi se pare că îl preda, nu mai țin minte, la un for superior. Nu, era Consiliul Culturii. Sau Consiliul Culturii, da, da. Și spunea, săptămâna viitoare avem exact. Concert cu X, ștampile, Y și Z. Am hârtii în care erau 5-6 ștampile, 5-6 semnături pentru un concert ăsta de club, vorbesc. Da, da, da. Da? În care era atașat în dosarul respectiv componența trupei cu numele fiecărui, la ce instrument cânta și cele 4, 5, 6 piese pe care le cântau. Ca să nu mai spun că erau multe, că au fost multe cazuri în care cei de acolo spuneau, domne, hai, roșu și negru am auzit, știm, da, cum e, Iris știm, dar formația, nu știu, Sprint, da, cine e? Și te obliga pe tine ca organizator cu o zi înainte să îi chem pe băieți să cânte, da, câte piese cântați, 5 piese, ia cântați piesele alea ca să vedem cum, da, da, cum o să fiți. Deci tu practic mai dădeai un concert cu o zi înainte. Plus că nu uita, în sală întotdeauna era cineva de la UTC sau de la partii care supraveghea, da, da, cântarea, păi, respectivă. Îl vedeai din prima, că, da, știam că era un costum. Erau cam aceiași oameni. Bineînțeles. Da. Uneori chiar oameni cărora le plăcea ceea ce se întâmplă, da, și de multe mai închideau ochii la... Eu am mai avut discuții cu ei, că stăteam acolo în fața scenei și mai venea la mine și îmi spunea, te rog, eu vorbește cu chitaristul ăla să nu mai... Să nu se mai miște așa, să facă salturi și să dea cu chitara, nu știu ce. Zic, stai niște că nu dă cu chitara, că costă. Da, îl dă afară din da, casă. Da. Da. Da, bine, în general era și așa o mică autocenzură și trupele știau că nu pot face chiar mare chestii, pentru că și știau că e cineva în sală. Da, pentru că imediat puteau să-ți dea interzis și să nu mai cânti câteva luni de zile. Da, da. Deci era foarte simplu să te oprească din ceea ce făceai. Apropo de underground, să știi că totuși în provincie erau mai multe posibilități de imprimări și de trupele din provincie, pentru că era mai multă deschidere în televiziunile și radiourile locale. Pe singurul unde mai puteai să mai faci ceva era la Radio Cluj. Cluj, atât. Da. Dar și acolo, iarăși, dar să știi că și acolo practic nu mai există material. Nu, nu. Adică a dispărut... Pentru că a fost penuria aceea de materiale pe care trebuia să se imprime. Problema e că trupele ar fi trebuit, după ce au realizat înregistrările, să aibă și o copie, nu știu, există așa cred. Există la Buzia și un om care a recuperat foarte multe piese, Valentin Ivănescu, de la Rockabilly, de la... și am mai umblat prin radiouri și am mai recuperat diverse piese. Păi, stai ca așa, și am recuperat și eu multe la... Artiști, da. Da. Era chitarist la trupa Șahmat. Am auzit de trupa asta, da, da. În fine. Hai să mai ascultăm o piesă cu o trupă dispărută de mult timp. Eu îi țin minte când repetau la actualmente... Sau ce erau? Fostele grajduri regale, nu? Da, da, unde este... IEFS-ul acum. IEFS-ul, da, Academia de Sport. E vorba de Pro Club 33. Rock. Da, Club 33, se cheamă Pro Rock. Cred că era chiar... Ma nu, cred că înainte de Pro Rock, Zăpadă, Cristi Ioniță, cântase cu Marfar. Cu Marfar, nu? Și după aia a făcut Pro Rock-ul, a cântat o perioadă. Nu? Da, 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 mi-aduc aminte. Erau așa mai spre Whitesnake, spre Deep Purple, că aveau și clapă. Erau, da, era vocea lui Cristi care se Cristi cu Zăpadă.
Au tras și ei două piese în radio. Bine, textele sunt așa tot cu pace, cu pozitive. Chiar și Iris a cântat, a avut texte cu pacea și cum. Bine, dar când au tras ei... Hai să mă uit să spun. Tot se cheamă Corăbierul unui vis. Nu știu că ai ascultat piesa asta. Hai să ascultăm Proroc, o trupă care nu mai există de aproape... De ce nu mi-a dat piesa. Da. Sunt decât două piese. Le-am pe amândouă, am ales și eu una pentru această ediție Istoria Rockului. Apoi revenim cu Croco la ultima noastră discuție despre underground-ul anilor 80. Istoria Rockului cu Lenzi Chiriac.
Am avut pro-rock cu Cristioniță Zis și Zapata, de fapt Zis și Zapata, așa Zapata era. Zapata, de la Zapata, iar da, Zapata. Eu am văzut primul meu concert cu, în care l-am descoperit, l-am văzut cu, nu mai țin minte cât era, 80, cred că era, 79, 80, ceva de genul ăsta, cu formația Marfar și avea o pălărie ca de mexican. Da, înțelegi? Folosit-o de multe ori pe aia. De multe ori, da, nu? Da, da. E, mulți care au mai ascultat Metroc, varianta asta nouă de după 90, nu și-ar fi dat seama că e Zăpadă cu proroc. Așa suna trupa în care el a cântat câțiva ani, în anii 80, în prima parte anilor 80, o trupă care de altfel avea în componență niște muzicieni buni. Cine era? Gălăgie la tobe? Era o Mihai Miculescu sau Minculescu, nu mai țin minte, la clape. Da. Da, aveam, uite, nu mai știu cine era. Da, da. Da, să spun, adică chiar dacă aveai problema asta cu înregistratul, era practic imposibil să găsești o variantă să poți înregistra, să-ți rămână niște piese. De televiziune nici nu mai vorbim. Foarte greu era să și scrie cineva de tine, pentru că în general în presa de până în 89 nu se scria decât dacă era un eveniment la Polivalent, dacă era un eveniment la Sala Palatului, adică... Nu, aveai suplimentul Scânteia Tineretului, aveai revista Săptămâna, da? Da, dar acolo știi cum era. Erau două topuri care, din punctul meu de vedere... Deci presa muzicală nu exista. Nu, din punctul meu de vedere erau puse din burtă. Adică tu nu poți să faci un top locul 1, 2, 3, cât erau 10, cu niște trupe care nu erau cunoscute și mai erau de nimeni și nu erau difuzate. Și săptămâna viitoare se schimbau pozițiile, da. Adică cine? Înseamnă că scriau niște oameni, da? Care cum să treci, să spui pe locul 3 formația, nu mai știu care e formația, Styx, da? Da. Nu știa nimeni, știau acolo o mână de oameni. Nu stătea nimeni să scrie la Săptămână. Da, dar era vorba. Probabil că veneau totuși plicuri și solicitări. Nu, știu, eu atunci... nu cred, da. Asta e... era o glumă. Atunci când sau... la radio nu dădeai nimic. Sau efectiv. Dacă redactorii respectivi erau invitați în juriile de la festivalurile respective, mai aflau de ele. Da, se poate. Dar să spun, adică, din punct de vedere al informației era zero. Nu uita că era o perioadă în care trebuia să fie așa într-o gașcă, să poți categorii. Face rost de ceva muzici de afară, da. Să ai niște prieteni așa și... Ne mai întâlneam la magazinul muzică să facem da. Schimb de viniluri și de casete. Era o... Hai să-i spun, când spui mafie, te gândești la mafia italiană, la alte chestii, dar erau niște grupuri organizate pe segmentul muzical. Da. Și era formula asta, cei care aduceau materialele de afară sau cei care dădeau discotecă și făceau solicitări ca să li se aducă anumite materiale, după care circulau de la unul la altul. Și mai exista câte cineva care avea 5, 6, 7 magnetofoane și imprima în același timp. E adevărat, timp, dar în general se trăgea disco, dance și așa mai da, departe categoria. Pentru bani, nu trăgea adică nimeni... Am dat mult timp discotecă și nu am trăgea nimeni. Mulți bani în benzile respective. Da, dar nu trăgea mai... lumea Metallica sau nu, nu știu, mai, că nu făcea bani. Exact. Dar astea erau așa câțiva pasionați, te mai întâlneai, de obicei vinilul nu ți-l dădea nimeni, sau cel mult... Te întâlneai într-o cameră câte 80, da, 10, 10 mult... când prindeau un disc cu exact. Whitesnake sau cu da, 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 așa Rainbow. Era. Sau te întâlneai la berărie seara și spunea, da, uite, am discul cu tare, că veneau toți să se încreadă, uite, că mi-aduc și acum aminte... a venit Nelu Popovici care fusese da. Basist la Iris și a spus, hai să vă arăt eu o gașcă grea de tot și era Twisted Sister cu Stay Hungry care era, care ulterior a ajuns disc celebru. Nu știa nimeni cine ăsta era, unul pletos așa, mamă, cum arată, nu știu ce, dar nu puteai să asculți că n-aveai unde și spunea, uite, ia caseta, ia, da. Îți dau exact, eu două exact. Beri mâine, du-mi și mie. Dacă avea, era de treabă, vinilul ți-o nu are... prea se dădea, no, nu ți-o îl ascultai nimeni. Doar dacă mergeai acasă la persoana exact. Respectivă și mergeai într-o gașcă de 10, 12, 15 persoane într-o garsonieră sau într-o cameră
și ascultai discul, după care se făceau comentarii, adică da. Chiar era interesant, erau mici cenacluri muzicale. Da, e adevărat că totuși muzica străină circula mai mult în anii 80 decât în anii 70, adică ajunsese la o categorie mai mare de public. Și e adevărat că, cum să spun eu, foarte multe trupe din acea perioadă, vorbesc de trupele tinere din acea perioadă, bine, ca și acum, erau influențate de sound-ul. Vrei să fii Judas Priest, vrei să fii Iron Maiden, era inevitabil să nu vrei să fii ca cineva și să nu cânți ca cineva. E adevărat că în anii 70 trupele erau un pic mai originale, cu toate că și ele semăneau cu X și cu Y. Vorbim despre romantici, despre roșu și negru, despre sincron, da? Romanticii cu Rondelul, cu Păi de Murano, cu Suflător, cu Clape, cu romanticii. Deci, oricum aveau o serie de influențe, dar în trupele respective erau niște oameni care studiaseră muzică. Da? Modern grup la fel. Da? Era cu totul altceva. Erau oameni care știau note, care știau compoziție. Da, n-am prins acele vremuri. Deci așa de bătrân sunt? Da, da. Mulțumesc. Te-am lăsat pe tine să o spui. Nu, cert este că totuși să știi că anii 80, chiar în zona asta nu se cânta, erau foarte multe trupe care sunau bine. Și bine, nu puteai să-ți dai seama decât în variantă live, pentru că n-aveai cum să-i auzi. Dacă ți-aduci aminte, era Jad, Icar, Quartz, nu știu, erau așa de multe. Erau Harapal, Fundal. Da, Fundal. Ghiuri Pascu a fost o bardă. Da, nu, foarte, foarte, da, foarte, foarte multe găști. Da, erau foarte, foarte multe trupe care... Nu exista la Frățirea Între Popoare să nu fie concert în care să nu fie câte 4-5 trupe pe seară. Întotdeauna erau foarte multe trupe care cântau. Așa e. Deci, dar de ce? Pentru că era această deschidere a cluburilor, a sălilor de repetiție, clubul constructorilor, clubul ITB, salubritatea, nu știu, erau foarte multe locuri în care erau mici săli în care se putea cânta, la Petefi și Andor, da, în Zalomit, erau concerte și aceste trupe automat, când era o cântare într-un club foarte cunoscut sau într-o sală foarte cunoscută, cu organizatori cunoscuți cum era Tănase, cum era Relu Gherghel, automat veneau să cânte. Dar aceste cântări care se desfășurau în spațiile în care tu activai ca sală de repetiție și aveai o plingativitate să ții acele concerte, știi, asta era o ieșire când plecai spre alt club să cânți. Și de aceea era foarte multe trupe care cântau în perioada aceea. În Universal Club erau 8 sau 10 trupe. Unele care erau bune, și altele care erau bine. Doar să cânte în perioada cluburilor. Și... Ok, bine, hai să spunem că erau și trupe proaste. Multe trupe proaste. Multe. Erau și trupe proaste care, în general, cântau o dată de două ori și se cam termina, pentru că, în general, organizatorii cam știau box office-ul, cam simțeau cine vinde bilete, pentru că și atunci hai să fim sinceri, și atunci conta foarte mult să ai sălile pline. Adică nu făcea nimeni. Da, nu făcea nimeni muncă spectacole pe bilete patriotică. Aveau un plan de încasări. Exact. Da. Și dacă ți-amintești, când vine să râd în momentul de față, mai exista în anii 80 o vânătoare de instrumentiști. Trupele bune, sau în sfârșit trupele care se reformau la un moment dat, se reformau, se duceau prin sălile de repetiție și ascultau și vedeau câte un instrumentist bun ca să-l ia la trupa respectivă și se furau între ghilimele câte un... Da, și ce e, cred că, interesant, că erau foarte mulți chitariști buni, erau foarte mulți tobari buni, erau mulți muzicieni buni. Din punctul meu de vedere, mult mai bun decât cei de acum. Vorbesc din zona asta de underground. Inclusiv ceea ce acum este cam tragedie, inclusiv vocaliști mulți mai buni.
mulți mai buni decât în acest moment. Da. Și puteai, și pentru că oamenii erau cam munceau de aceeași foarte, vârstă. Și munceau foarte mult, repetau zilnic, ore întregi. Și mai e ceva spre deosebire de cei din noua generație de acum. Ascultau foarte multă muzică, discutau despre muzică, erau interesați de, cum să spun eu, de absolut tot legat de un curent, de un gen, de trupe. Acum nu se mai ascultă muzică, crede-mă. Îți aduce aminte, aveai o casetă audio pe care o frecai înainte înapoi ca să scoți tobele, să scoți chitara, da, să scoți vocea, asta, da. O învârteai cu creionul ca să te duci 2 metri mai în spate și chestii de genul ăsta. Da, deci da, da. Trupele de atunci nu aveau materialul la dispoziție pe care îl au în momentul de față trupele care cântă sau care încearcă să cânte. Păi acum e simplu, intri scoți pe internet și tabulatura și exact, termină treaba. Poți să scoți partitură, poți să scoți versuri. Nu să le scoți. Ha, să dar le eu printezi. Mi-aduc aminte. Croco, stăteai mi-aduc și aminte. Stăteai și cu creionul să scoți cuvintele respective. Păi să spun eu, cânta Iris la începuturi și noi spuneam, hai, ce vrei să cântăm? Nu știu ce. Cântă aia cu Hey You. Da, da, era Hell Place to Be. Noi nu știam că se cheamă așa piesa, noi știam că se cheamă Hey You. Exact. Nu văzusem nicăieri discul, nu văzusem nicăieri. Noi știam că zice el Hey You la început, zice așa se cheamă piesa. Erau vocaliștii care scriau textul respectiv cum îl auzeau. Da, da, da. Adică normal. Numai engleza. Da. Acum și găsești, cum era pronunțat, găsești, așa scria cuvântul, da, respectiv. Găsești versurile acum, ai partiturile simplu, adică le și traduci ca să le înțelegi, da. Atunci era groaznic. Știu cum și era. Și atunci de ce nu se face în ziua de azi? Nu știu, nu-mi dau seama. Cred că nu mai e pasiunea aia, cred că... Da, de fapt, dacă te uiți, Croco, să știi că nu e numai la noi problema asta, e la nivel mondial. Nu mai există oameni talentați și nu numai în muzică, în general. Sunt niște excepții, dar per total, dacă te uiți și afară, nici afară nu se mai cântă ok. Se cântă bine, corect, sound-ul e ok, dar nu mai e nimic să iasă așa în evidență, nu mai transmite nimic. Da. E cântat corect, ok, dacă ai noroc să ai o casă de discuri să-ți facă promo, e bine, dar nu mai e... Cum să spun, nu mai e nimic așa cu, cum să, da, spun, da, așa, să cu, merge cu ceva de să te lovească din primul. Într-un fel sau altul. Da, eu cred că s-a cam terminat totul pe la jumatea anilor 90, a dispărut tot. Se cântă așa din inerție, se fac combinații de N-genuri într-un alt format, problemă, dar nu mai e nimic original, nu mai e nimic... Să apară un vocalist. Și nu mai există genurile muzicale. Da, da. Nu, da, să apară un vocalist, să spui, domne, e excelent, sau un chitarist, sau vorbesc cu niște formule, cu niște... Da, da, nu viteză sau trafora. Da, așa sunt milioane sau de chitariști care folosesc, sună bine. Trei pedale, da. Sau și spui, mamă, ce tare, ce bine bate ăla. Sunt mii de tobari care îți bat foarte bine, dar nu mai au nimic de transmis. Exact. Asta e marea problemă. Și la noi avem câteva trupe ok, sunt câteva trupe care chiar nu sună rău, dar nu... Dar au feeling-ul ăla, așa, da, feeling-ul, da. Din să-i spunem, da, creația muzicală. Da, din păcate. Nu mai e nimic așa să te... nu știu, să-ți rămână în cap când se termină concertul. Să spui... Eu am spus întotdeauna că în momentul în care te duci la un concert și dacă auzi o piesă care îți place și pleci de la concertul respectiv fredonând refrenul, ăla este un câștig pentru trupa. Da. E adevărat. Ce crezi că ar mai fi interesant de spus despre anii 80? Așa, din ce ai trăit în acea perioadă? Anii 80 au fost o perioadă a anilor în care a existat creație, a existat într-adevăr muzică, a existat o zbatere permanentă de a exista pe piață, creându-ți tu, de tipul mini-tehnicul, scule, muncind foarte mult pentru a le avea, încercând să obții o sală de repetiții sau să ajungi într-un studio de imprimări, și atunci apărea calitate.
Era muncă și multă. Și să mai spun ceva. Nu uita că majoritatea trupelor făceau muncă patriotică. Cântau pe nimic. Da, da, da. Da? Acum foarte multe trupe din zona asta nu prea vor să cânte decât pe bani. Nu-ți amintești că trupele, marile trupe din anii 80 se duceau pe litoral și făceau un sezon întreg cântând la restaurantele de pe litoral. Da? Cântând. E adevărat. Piese care suficient de comerciale, dar păstrându-și totuși ideea de trupa Iris. Cântau și piesele Iris, holograful cânta holograful. Vara la noi era cam slabă activitatea live, pentru că mulți intrau în concedii și așa mai departe, casele de cultură se închideau și așa mai departe, și era o bună perioadă să cânți la mare, să strângi niște bani ca să poți să-ți cumperi niște scule. Că altfel, efectiv, nu aveai de unde. Bineînțeles că mi se pare, acum pare pueril așa, sau sună prost așa, am cântat în câte ceva. Nu, dar să faci rost de bani, ca să era, băi, mergem la mare ca să, ca să strângem bani să cumpărăm clapa aia, cumpărăm cinelele alea. Da. Hai să mai ascultăm, Crocos, mulțumesc mult pentru prezență, o să mai vorbim noi într-un viitor apropiat despre partea a doua. Și eu mulțumesc ascultatorilor, mulțumesc. Hai să ascultăm o trupă pe care nu știu dacă mă știi. Regie. Hai că spun Dynamic Group. Tu știi ceva de trupa asta? Am auzit. Și eu am auzit, dar nu știu niciun nimic. Nu știu nimic despre ok. Încă o trupă cu o piesă din anii 80 aici la Istoria Rockului. Apoi, după știri, vă aștept cu foarte multe noutăți discografice. Ascultă Studio Rock, cea mai veche emisiune de rock metal din România. În fiecare vineri de la ora 10 seara, Lenzi Chiriac te așteaptă la Studio Rock. Noutăți discografice în premieră, știri de ultimă oră și interviuri cu trupe. Studio Rock, vineri de la 10 seara cu Lenzi Chiriac, doar pe București FM. Să le ne ce oare valurile, vânturile.